Cu Ioana Gingin, cu Rux, cu Alice Ulici. Vin și ele odată la două săptămâni pe la noi, pentru că sunt unii oameni care ne întreabă mesaj. Face, bă, dar i-am văzut și săptămâna trecută la voi. Păi, unii dintre ei au un fel de rubrică la noi la emisiunea Oameni Buni. Vă obișnuiți să-i vedeți. Cum vine miercuri Dr. Sava, cum vine, de exemplu, Magitot vinerea, cum vine Busul vinerea. Adică suntem o echipă aici, suntem niște oameni care suntem prieteni și încercăm să prezentăm o emisiune pentru noastre telespectatorii niște dragi. Uite, cu Mișu a venit la Cozonac și practic este și astăzi când avem Cozonacul. Și toată lumea zice că stă foarte bine să căută Mișu. Și sunt nefericit că azi nu e cozonac. Cum? Sunt un pic nefericit că n-avem și azi cozonac. Era așa consistent, am mâncat niște supă și ar fi venit perfect, așa rotund ar fi venit în stomacul meu. Tu observi că eu mi-închid asta ca să nu mi-l iei, că tu cred că ai venit azi ca să-mi iei salcou. Și eu cred. Este ciucă? Perfect. Stai cu ochii pe el. Ideea e felul următor, oameni buni, că încercăm să aflăm și de la dumneavoastră ce părere aveți despre următorul subiect, pentru că Marielu este o influenceriță extrem de cunoscută care a ales să-și facă publică povestea. Eu țin minte când a venit aici la noi la emisiune, Melina, și-a spus prin ce stări de depresie și de anxietate a trecut și mie mi-a rămas ceva în cap de la Melina când a venit la emisiune și a zis: eram în stările alea atât de adânci ca depresie, atât de greu mi-era, încât căutam pe internet ce fac oamenii în depresie. O vedetă care vorbește despre depresie pentru că nu știa de ce să se agațe. Iar acum cu Marilu, faptul că ea a venit și a povestit deschis despre fertilizările care n-au reușit, despre aceste fertilizări care de fapt au dus și la ruperea relației ei de iubitul ei care era de câțiva ani. Faptul că oamenii ăștia aveau, oameni buni, o poveste extrem de interesantă peste tot pe unde mergeau în vacanțe, cumpărau lucruri pentru viitorul lor copil pe care încă nu-l aveau, dar se pregăteau. E o poveste în care s-au regăsit foarte multe femei și foarte multe familii. Eu mă bucur că Marilu a acceptat să vină la podcastul Acasă la Măruță, integral varianta de 2 ore jumătate o găsiți pe YouTube, dar vreau să vedeți acest moment acum în emisiune și nu știu, să ne scrieți dacă ați trecut prin lucruri asemănătoare sau cum priviți dumneavoastră toată această poveste. Drumul ăsta al infertilității este un drum atât de singur, indiferent că ai pe toată lumea lângă tine, indiferent că e partenerul tău lângă tine, indiferent că, pur și simplu, măi, când treci prin durerile alea, la fiecare injecție, la fiecare tot, atunci îți dai seama cât de singur ești și nu doar la mine, că pe mine s-au întâmplat injecțiile și tot, inclusiv el, știi? Și, într-adevăr, pe măsură ce noi am înaintat în această poveste cu atâtea proceduri medicale, cu atâtea dezamăgiri, pentru că noi în primul an de relație am încercat să facem copilul natural. Practic, voi v-ați cunoscut, după 2 luni ați luat decizia că vreți să deveniți părinți. Da, și am început să lucrăm la asta. Ne gândeam că dacă toți suntem așa, părem și așa, știi, suntem împreună și în fața lumii și avem asta cu camera și să ne filmăm, de ce să nu filmăm ceva pentru viitorul nostru copil, să-i facem acest mini, știi, vlog, dar pentru el, adică asta era toată ideea în prima fază, să fie ceva pentru el, pentru când o să fie mare. Știi? Și, într-adevăr, acum am așa un... Zici seama că te dor chestiile astea, că începi. Plus că, mă rog, a fost o parte din procedura secretă pe care n-am vrut să o bag pentru că mă termin în două. Noi, de fapt, începeam vlogul când eram noi la munte, atunci de ne-am dus să avem primele încercări ca să fie constelațiile acolo pe platou Bucegi. Noi aveam o parte în care ziceam, bună, suntem mami și tati și asta e povestea ta. Dar mi s-a părut că partea aia, nu știu, am zis că nu mai vreau să o pun pentru că prefer ca aia să rămână pentru... Nu știu, pentru copilul din stele care a fost între noi, ca să zic așa, care s-a dus acolo, mă rog, în urma sarcinii pierdute. Știi, nu știu, a fost ceva prea intim ca să dau. Asta am păstrat-o pentru noi. Medical vorbind, în general, dacă nu îți iese un copil după primul an de încercare, primul an și 2 luni așa, înseamnă că ar putea să fie o problemă. Și în momentul ăla te duci și te cauți. Când am auzit că suntem caz de fertilizare in vitro... Am avut un șoc foarte mare. Pentru că e foarte dureros să accepti diagnosticul. Da, dar cel mai important și știi care, ceva foarte important este să accepti în același timp că voi sunteți echipă. Nu este vina nimănui. Nu e, aoleu, nu pot să fac din cauza ta, nu. Sunteți împreună în asta, un cuplu înseamnă o echipă, da, aveți o fuziune, acolo rămâneți. Fertilizarea in vitro este acest proces prin care se creează embrion. Procedeul ăsta în care noi să facem embrion, deci au fost 4. Au fost 4 fertilizări din care au ieșit embrionii și... transferuri, că în momentul în care tu iei embrionul și îl bagi, da, în mine, ca să se prindă, prin asta am trecut de 7 ori. Și gândește-te că procedura asta
Deci, știi, pentru bărbați e ușor din punctul ăsta de vedere, pentru că tu practic trebuie să dai mostră de spermă. Tu atâta trebuie să faci în ziua respectivă, când știi, trebuie să dai această mostră de spermă și gata, te-ai scos. Bine, nu zic, adică pe psihic adică ești spui... praf, dar da. Zic de activitatea nu în sine. Nu e ceva invaziv, adică tu nu ai de suferit din cauza asta. Exact, dar când vine vorba de recoltarea ovocitelor din femeie, trebuie să te injectezi un anumit număr de zile înainte să vină momentul procedurii, trebuie să iei pastile cu o lună înainte, niște pastile care te dau peste cap hormonal și așa. Ai zilele care urmează de injectare, care pot să fie și 10-12 zile în care te injectezi cu nu știu câte injecții care efectiv te afectează hormonal din toate punctele de vedere, adică mie încădea și părul, eram bai de cap meu, dar eu am întâmplat la asta, adică nu a zis nimeni că așa. După care vine momentul procedurii care se numește... se numește așa, recoltare de ovocit, de puncție. Așa, și ce se întâmplă e că în această puncție se extrag ovocitele, știi, care o să fie pentru acel proces. Bun, și după această puncție, ceea ce foarte nașpa și se poate întâmpla, este să faci hiperstimulare ovariană. Adică se umfle ovarele în tine în urma procedeului. Prin asta am trecut de fiecare dată, deci la toate fertilizările de 4 ore am făcut hiperstimulare ovariană în care efectiv aveam o burtă, zici că eram gravidă în 6 luni. Așa. După se fac embrionii în laborator și după practic tu trebuie să scapi de hiperstimularea asta ovariană și te pregătești de transfer. Altă distracție, alte injecții. Inclusiv înainte de transfer, înainte să fie băgat embrionul în tine, trebuie să te injectezi, tot așa mai multe zile. După care se întâmplă embriotransferul, da, dai embrionul în tine, dar după aia continui cu injecțiile, până vezi dacă ieși sau nu. Uh-huh. Știi? Și toată distracția asta cu atâtea injecții m-a făcut să îmi pierd mințile, pentru că de atâtea ori s-a repetat, Doamne, și cel mai dureros e în momentul în care vezi că faci toate aceste sacrificii și iese testul ăla de sânge sau de pipi pe care îl faci. Negativ. Da, Doamne, ce așa frustrare n-am cunoscut în viața mea. Dar tu în acest procedeu poți să faci o injecție care să dea un HCG fals. Și eu uitasem că am făcut această injecție de care mi-a dat în corp HCG fals și, într-adevăr, când am avut primul embriotransfer, asta s-a întâmplat, am crezut că am rămas sărcinată, că a apărut testul pozitiv, știi? Și, în fine, ne bucuram noi, nu știu ce, după aia am aflat că de fapt stai așa, a fost de la această injecție, o alarmă falsă, dar Doamne, Doamne, cât de frustrant a fost. Noi ne și gândeam, mama, a ieșit din prima, frate, este, mamă, ce tare suntem, am făcut o fertilizare, un embriotransfer și gata, a ieșit. Dar, într-adevăr, după, a venit momentul, nici măcar nu mai știu când a fost la a doua fertilizare, a doua fertilizare, primul embriotransfer, după a doua fertilizare in vitro, atunci am rămas însărcinată. Și pur și simplu, nu o să uit ziua aia niciodată, a fost și un moment pe care, nu știu, chiar încerc să îl uit, pentru că e sentimentul ăla, în momentul în care am văzut testul de sarcină, știi, gen, mi-am făcut testul de sarcină, am văzut că este pozitiv și, Doamne, mai țin minte că îmi tot, că se vede și în filmarea acolo, în vlogul documentar, că efectiv îmi ștergeam ochii și mă uitam, pentru că nu puteam să procesez faptul că eu chiar, că nu făcusem nimic înainte ca să-mi dea ceva fals, știi, că ăla chiar era un test de sarcină pozitiv. Eram pur și simplu extraordinar de fericiți. Și nici nu mai știu cât am fost, câteva săptămâni gravidă sau nu mai știu, peste... Bine, sarcina se calculează și diferit de la fertilizare, adică deja când e în tine și se prinde aia în jur de o lună, eu am fost gravidă cam aproape 2 luni, nu știu, ți-am zis, încerc să-mi reprim perioada aia, nici nu mai știu exact pe săptămâni și așa, dar trebuiau să crească valorile, știi, pentru că noi trebuia să avem prima ecografie. Ce am făcut noi a fost că nu am luat-o mai încet din nou, încă ceva ce nu am luat încet, că ieșise, părea totul ok, dar noi deja comandam hăinuțe de bebe și calculam, ok, deci când s-ar naște? Ok, păi hai că luăm body de bebe, că born in nu știu ce, știi, când ar trebui să se nască, anul viitor ar trebui să se nască, ok, gata, luăm cu 2023, știi, sau... și tot calculam, făceam analize să vedem cum cresc valorile. Și valorile creșteau. Asta îți dai seama că și mai tare te făcea să te gândești, gata, totul o să fie ok, totul o să fie ok. Îmi venea să sun vrăjitoare, dar ajungeai în partea aia, știi? Treceai linia aia fină, te duceai în... Cum să zic? Într-o altă zonă a gândirii, știi? Te duceai deja mistic, căutai semne. Mă uitam, mă gândeam, ok, deci dacă astăzi răsare soarele, înseamnă că sarcina mea o să fie viabilă, o să fie totul bine. Ar părea soarele, Doamne, ia uite, e un semn, știi? Băi, nebunești. Eram înainte să facem ecografia aia principală, știi, ca să-l vedem
acolo la Ecograf. Și a fost această analiză pe care am deschis-o și valorile scădeau. Asta însemna că eu urma să pierd sarcina. Și eu nu știu cum am trecut de ziua aia. Deci eram atât de... Ați avut momentul când ați fost la ecografie? Nu l-am mai avut. Noi trebuia să-l avem în câteva zile. Deci fix înainte. Poate cred că, știi, dacă mai exista și ecografia și mai și vizualizai, no, cred că era mai apăsător. Da, mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că dacă l-aș fi și văzut și dacă aveam inclusiv poza aia de la ecograf cum plecam, cred că, nu știu, cum mai... Nu știu cum mai funcționam pentru următoarele luni, jur. Mai bine că s-a întâmplat, da, sună oribil, dar mai bine că atunci s-a oprit, știi? Pentru că măcar n-am apucat să văd ce se întâmplă acolo. Și după am aflat că trebuie să-l dau afară, știi? Adică, nu prin chiuretaj, că era sarcina prea mică, dar, da, Doamne, ajungeai într-un punct de ăsta în care ți era așa și rușine, era într-un punct adepenibil până și pentru mine, știi, cu ce gânduri aveam în cap. Mai țin minte că îi spuneam lui Iustin, efectiv, Doamne, Iustin, nu știu, crezi că putem să-l prindem cu o sită atunci când îl dau afară ca să vedem că a fost chiar real? Doamne, și acum... Nu știu, Doamne, așa când mă gândesc la partea asta, e... Știi de ce? Pentru că presupun că foarte multe cupluri care trec prin așa ceva își pun tot felul de gânduri. Da, știi, pentru că tu vrei să ai contact cu acea realitate. Pentru că la un moment dat nu știi, domne, chiar era, chiar nu era, chiar... te gândești la tot felul de lucruri. Știi, vrei să vezi ceva, vrei să ai o fărâmă de realitate că a fost real. Pentru că eu în momentul ăsta, în afară de niște comenzi efectiv de haine de bebe pe care le-am luat în perioada aia și niște analize ieșite, n-am nimic real din acel embrion care s-a format din noi, dorința noastră cea mai mare. Mai de-aia ecografia aia probabil era primul semn, da, că vedeai ceva. Da, cred că eram și mai praf decât am fost dacă se întâmpla asta. Și a fost foarte dureros, nu știu. Asta a fost al treilea embriotransfer, deci a treia încercare, da, de băgat embrion, și am mai făcut după încă patru, care au rezultat în nimic. Am încercat inclusiv cu donator, adică ne-am dus în foarte mult. Până la urmă, știi, ce contează la finalul zilei? Din ce material genetic e făcut sau că este un copil pe care îl creștem și îi oferim dragoste și așa? Adică ne pasă de materialul genetic? Nu. Ne pasă să avem un copil pe care să îl creștem, știi? Și nu contează neapărat geneticul la final. Bine, și desigur, când vine vorba de material genetic donat, el este verificat, este parafăcut. Oamenii aia trec printr-un șir de analize pe toate părțile. Da. Doamne, mai țin minte, am stat într-o zi 9 ore, uitându-mă doar la bărbați, că vedeai poze cu ei de când sunt mici, știi? Și cum arată acum în ziua respectivă, în ziua de astăzi, ca adulți. Și acolo spunea totul despre ei. Deci te uitai la profilul lor și era ca un profil de Facebook, jur. Deci te uitai și pe lângă un dosar medical pe care puteai să-l descarci ca să te uiți, puteai să vezi ce școală a terminat, cum se înțelege cu familia, informații despre familia lui, până la bunici și străbunici, fiecare ce probleme a avut de sănătate și așa, ce-i place să asculte, ce muzică îi place să asculte, dacă e fumător, dacă nu știu ce. Măi, deci efectiv dădeai așa scroll și erau 1500 de informații. Foarte interesant. Am ales pe dar cine. Dar niciodată nu știai numele lui și nu puteai să iei legătura. Nu. Nu. Puteai să aveai și opțiunea asta dacă vrei să-l contactezi când crește copilul și așa, ca să-l cunoască. Da, mă rog, aici fiecare, știi, alege după cum vrea. Dar există și opțiunea asta dacă vrei ca mai departe să... Erau unii care își dădeau informațiile și alții care nu. Și în momentul respectiv am ales donatorul, l-am trimis mai departe la clinică, și a venit comanda. Cu donatorul de spermă n-a fost niciun embrion și cu Iustin a rămas unul. Da, mi se pare că a rămas, nu mai știu, unul sau doi, dar și arătând destul de meh. Și atunci... Când am fost mirați de chestia asta, știi? Pentru că asta însemna că, stai așa, eu am făcut o încercare cu un donator care este perfect ok din toate punctele de vedere. Okay. Înseamnă că și la mine e o problemă. Da, am descoperit că imunitatea corpului meu este foarte... Am o imunitate foarte mare. Și această imunitate foarte mare înseamnă că vine cu acest blestem de a exista șanse ca în momentul în care în mine se prinde o sarcină, eu să o dau afară. Și atunci a fost pentru prima oară când am avut tratamentul meu cu imunosupresoare. În viața mea nu m-am simțit atât de rău cum m-am simțit în momentul în care am intrat pe acel tratament ca să-mi scadă imunitatea. Pur și simplu a fost o lună, deși eu nu știu cum am supraviețuit lunii alea, pentru că țin minte că eram în casă, nu puteam să ies.
Și tot ce făceam era să sun pe toată lumea din viața mea, să-l întreb pe Iustin într-una, auzi, eu o să mă trezesc la realitate, eu nu rămân aici. Adică îmi simțeam că mă depersonalizează, simțeam că mă face să nu mai fiu într-o realitate, mă simțeam ca un om nebun. Am avut embriotransferul până la urmă și s-a mai adăugat ceva după embriotransfer, încă ceva extra pe partea de medicație. Și aceea a fost o seară pe care nu o să uit niciodată, eram în pat și mă uitam la mâinile mele și eu nu mai înțelegeam cine le mișcă. Doamne, deci eu nu am cum să explic cum, ce înseamnă să te uiți la mâinile tale și să faci așa. Și să spui, eu nu mișc mâinile, cine mișcă mâinile, de ce, cum adică, știi? Și mă uitam asta și la... era în urma tratamentului. Da, 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 și mă uitam și la picioare, nu înțelegeam pe măsură ce fac pași, cine mișcă chestiile astea, eu nu fac asta, creierul meu nu mișcă acum nimica, cum adică, cine e la butoane, știi? Și iar sunam pe toată lumea, m-am și filmat ca să am asta cumva amintire. Ce puțin să ne uităm la relația noastră, știi? Pentru că drumul ăsta... Noi nu realizasem cât de mult, de fapt, ne-am depărtat. Și nu e vorba că nu a fost iubire, că nu e vorba de asta. Prin tot ce am trecut noi, în atâtea luni, atâta durere, traumă, foarte mult, poate nu se înțelege cât de greu a fost doar prin niște povestiri, știi, sau prin niște secvențe, că noi am fost acolo, noi le-am trăit pe pielea noastră în ani, știi? Asta a ajuns să cântărească poate la fel de mult, dacă îmi permis să zic, cu moartea... cuiva, știi? Și e vorba aia cu, nu mai știu cum era exact, dacă iubești pe cineva, nu știu, dă-i drumul sau, știi, uneori despre asta e vorba, că trebuie să-i dai drumul și trebuie să vă dați drumul. Pentru că e prea mult. În toată această poveste, doi oameni au ieșit mai puternici decât atunci când au intrat. Și e foarte fain că au rămas și prieteni. Da, da, exact. Asta e, cred că, nu, la finalul zilei tot ce contează. Eu cred că deja te-ai vindecat în sensul că vorbești despre lucrurile astea și da. Să știi că mă bucur mult de tot că ai venit la podcast. Da, mulțumesc. Pentru că ești o tipă foarte puternică. Mulțumesc. Și serios, felicitări și baftă. Mulțumesc mult de tot. Și să ne mai vedem. Da, hai să-și ciocnim. Hai să ciocnim, Doamne ajută. Mulțumim mult de tot și să fie pentru un nou început și pentru un nou drum în viața ta. Da, pentru viața tuturor, noi începuturi pentru toată lumea. Asta așa doresc să fie. Tuturor, să fie totul bine. Mulțumim mult de tot, Marilu. Mulțumesc și eu. Mulțumim mult de tot. Doamne, chiar a fost super. A fost ok? Te-ai simțit bine? Doamne, ce bine m-am simțit. Genial. Și eu mă bucur, Marilu, că te-ai simțit bine. Podcastul integral îl găsiți pe canalul de YouTube Acasă, la Măruță. Are vreo 2 ore și ceva, unde Marilu pur și simplu a vorbit foarte deschis și direct despre absolut toate aceste lucruri. Am văzut că foarte multe femei s-au regăsit în povestea ei. Foarte multe femei au înțeles-o, pentru că nu e ușor să treci prin toate lucrurile astea. Știu că și tu vorbeai, Ioana, bine ați venit, fetelor, iartă-mă. Bine te-am găsit. Noi am povestit înainte de emisiune. Știu că și tu povesteai despre al doilea copil. Eu, în primul rând... Dacă tot suntem în primul la rând, stai că... ora destăinuirilor, ca să da, spun așa. Da, în primul rând vreau să spun că și eu îi urmăream pe Iustin și pe Marilu, urmăream contul ei și după ce am văzut operațiunea secretă, procedura secretă. Le-am transmis amândurora mesaje, le-am scris în privat, de obicei mai comentam așa, dar acum le-am scris în privat. Pentru că mi s-a părut foarte... dură povestea pentru amândoi. Adică nu numai pentru ea, ci și pentru partea 100%. Masculină. Și o să vă zic acum de ce. Pentru că eu am trecut prin două povești mai triste, așa. Una înainte de Ruxandra, am avut o sarcină pe care am dus-o până în luna 5-a. Și în luna 5 am fost la celebra ecografie morfofetală și s-a descoperit că copilul are malformații. Adică am văzut pe ecranul acela cum copilul are malformații. Bineînțeles că n-am crezut prima părere, ne-am dus la alt doctor și așa. Și atunci... Nu știu niciodată povestea asta. Și atunci, la momentul respectiv, pentru că am rămas gravidă, na, mi-a crescut burtă, luna 5 eram destul de... Eu nici n-am putut să fac avort medical, a trebuit să mi se provoace naștere și a fost cumplit pentru că o săptămână a trebuit să stau în spital și să îmi provoace naștere. Adică nu pot să-ți ia calmante, că tocmai corpul luptă să țină sarcina. Și tu trebuie să naști, atunci ți se tot dau stimulante de naștere, știi? Deci a fost foarte, foarte greu.
Dar cumva eu simt nevoia să spun aici și bărbatul, să știi că trece, mie mi se pare nu neapărat mult mai greu, dar dacă cel puțin la fel de greu. Cel puțin la fel de greu. Știi de ce? Pentru că dacă tu ca femeie, știi, îți spune doctorul, trebuie să faci asta și să faci asta și asta și tu ai un plan, adică tu faci, știi că mă duc în spital, mă internez, îmi fac ce injecția respectivă, bărbatul de lângă tine, mai ales dacă te și iubește, este foarte frustrant că el nu poate să facă nimic. El este cumva... Da. Eu țin minte în perioada aia că îl vedeam pe Alexandru cum se tot uită pe ecranele alea cu malformații, cu copilul cu malformații și mie îmi ziceau mie doctorii, doamnă dumneavoastră, pare că ați înțeles că el nu putea să proceseze, adică nu putea să proceseze că gata, noi acum trebuie să renunțăm. După ce 5 luni, da, după ce 5 luni, da, tot așa, cumpărat, haine, vorbit, nași. Adică și voi ați avut obiceiul pe care îl aveau ei? De a cumpăra haine înainte să apară copilul. Da, cred că am sau dacă mergeați într-o vacanță Nu chiar așa. Adică da, cred că am cumpărat. Adică gândește că deja eram în luna 5, adică știa toată presa, știa toată lumea că o să avem un copil, știi? În același timp mă gândesc că la voi, Ioana, după ce ați aflat chestia asta, cât de greu poate ți-a fost a doua oară când ai rămas însărcinată, da, gândindu-te să nu fie la fel. Ideea a fost așa, că după ce am trecut de partea asta cu nașterea, am făcut niște analize, că să vedem de ce s-a întâmplat, că practic accident genetic. Se întâmplă undeva la 20% dintre persoane și am zis, ok, hai să vedem, poate avem unul dintre noi vreo problemă genetică. Și nu am avut. Adică am făcut analize, eram ok, deci șansele să se întâmple și a doua oară, am zis, nu o fi tot la mine. N-ai plecat cu frică. N-am plecat cu frică, nu. Și uite că o am pe Ruxy și este adică foarte... tu înțelegi acolo pe Marilu, oarecum, și toate... și toată agitația asta și din relație, uite, mai ales că relația ei, din păcate, s-a și terminat asta după toată asta. Asta îmi pare povestea. Așa de rău, pentru că eu îi urmăream și îmi plăcea povestea lor și îmi pare foarte rău, sincer. Adică eu am simțit în momentul în care erau niște teasing așa înainte, cu vreo săptămână, tot scriam acolo, sper că nu te desparți de știință. Eu trebuie să vă spun așa, știu că e o perioadă dramatică, e un subiect așa mai cu dramă, dar vă spun că eu când urmăresc persoanele pe Instagram, le consider așa ca și prietene, știu că sunt cam nebună, adică îi spuneam și lui Alice când ne macheam, că și eu mă cert cu fanii Madonei, că iau apărarea, eu sunt de aia. Iertați-ne, practic, alt nivel. Nu știam că Ioana Ginghina este la nivelul ăsta. Deci se ceartă și cu fanii aia, cu haterii Madonei. Dar ce fac asta cu Britney Spears? Nu vă luați de Britney Spears, lăsați-o în pace, nebunia ei. Deci și tu ai te ceri cu oamenii aia? Nu suport să ia ceva de Britney. Britney is an icon, lăsați-o în pace. Da, așa zic și eu de Madonna. Le scriu mesajele, îmi scriu frustrarea pe care șterg, știi, consider că a venit înțelepciunea, nu-l postez. Știi? Eu așa de tare mă enervez că nici nu mai pot în engleza mea, că scriu greșit și mă duc la Google Translate și scriu repede ca să pot să scriu repede, scriu în română, copy-paste, pac, am dat acolo. Și răspund că tu vorbești cu persoane din străinătate. Da, răspund, pentru că ei zic că, mă rog, aici am trecut de la una la alta, dar ei zic că Madonna, că vai de mine, că e indecentă, și ea zicea, da, că este indecentă. Zic, băi, Madonna, vorbim de Madonna. Și-a câștigat dreptul ăsta Madonna, mă rog, în 60. În anii 60, lăsați-o în pace. E Ruxie cu Britney Spears, nu? Da, lăsați-o așa nebună cum e acolo, săraca. Așa zic și eu de Madonna. Deci trăiască viața, că ne face să ne simțim bine pe toți. Bă, da, adevărul că o artistă fabuloasă care, de fapt, când te uiți acum la momentele pe care le postează câteodată, parcă te și doare sufletul. Așa, da, știi? Familia au distrus-o. Nu, ce vină are ea, săraca? Și Zanaica. Familia ei, nu? Da. Eu n-am urmărit asta ei, nu? Cu Britney Spears. Și nu numai, cred că și substanțele. Și drogurile, da. Păi i-au băgat-o cu forța. Da. Bine, dacă ca să ne întoarcem la Marilu, eu cred că ei doi o să se împace. Așa zice Cred că Alice. E o situație pe care nu știu să o gestioneze acum pentru că doare, dar în scurtă vreme o să revină. Bă, sunt doi oameni faini, iar eu la podcastul ăsta m-am simțit foarte bine alături de ea, pentru că a povestit într-un fel așa foarte deschis, știi, și fără bariere, și a fost foarte interesant. Eu cred că au trecut prin ceva ce nu era necesar să treacă la vârsta lor. Și... Dar niciodată nu știi când e necesar sau nu. Știu, dar nu înțeleg de ce cineva cu experiență sau un medic nu le-a zis gata, opriți-vă. Opriți-vă, gata, pentru că... Știi că am primit multe mesaje de la oameni care au intrat în aceeași nebunie, fertilizare după fertilizare după fertilizare, din dorința de a avea un copil, că la un moment dat nu mai poți să te oprești. Da, devine ca o dependență. Dar cred că și stresul e o problemă. Eu cred că dacă ei s-a relaxat, întreaba asta și a renunțat, există foarte multe cazuri de oameni care s-au relaxat, au renunțat la idee sau cumva s-au conformat
Și la scurtă vreme după a apărut o sarcină. Eu, de exemplu, după ce am făcut-o pe Ruxandra, am vrut să mai am un copil și nu mai mi-eșa. Și iar am început să fac... adică am fost la un doctor și am vrut să fac fertilizare. Am început cu pastilele, dar după m-am oprit. Adică, efectiv, exact asta. Am simțit că... Trece mă distrug și eu tău, și da. Relația și da. Eu nu mai îmi plăcea nici de mine, tot așa, aveam niște stări hormonale foarte ciudate, mă îngrășasem. Mai, oricum, e foarte greu. Eu, adică eu cumva am zis ori trebuie să aleg, ori copilul, ori eu. Eu era să o pierd pe Sara în 6 luni. E fetița ta? Da, am sângerat, am crezut că se întâmplă vreo nenorocire. A fost bine la momentul respectiv, însă am trăit groaza pentru că Sara are nota 2 la naștere. Nu cred. A fost reanimată 20 de minute. Deci am trecut prin iad și înapoi, în sensul în care eu auzeam cum zicea anestezistul, bagă-i cortizol, că o pierdem și pe ea, adică și pe mine. Oale. Am constatat că copilul nu plânge, am avut o naștere prin cezariană care a durat undeva la aproape o oră și... și efectiv e o minune. Deci doctorii veneau și îmi spuneau, fetița ta s-a născut de 2 ori în aceea zi. Deci eu, ăla a fost momentul în care am știut că Dumnezeu există, pentru că am făcut o rugăciune, am simțit cum se scurge viața din trup. Și voiam să stric cuiva, hello, mor, faceți ceva. Și nu puteam să fac nimic. În schimb am rugat și am zis, Doamne, dacă îmi dai acest copil, ți-l dau înapoi, nu știu, să facă ce-o vrea, să ducă misionară în India, să facă ce vrei tu, numai dă-i viață. Îți promit că ți-o dau înapoi. Uite, și ăla și în momentul în care a început să plângă. Suntem și în Săptămâna Mare și vorbim de lucrurile astea care au venit oarecum neprogramate, ca să spun. Nu, și vreau și să zic că a fost o minune. Deci, adică tu atunci ai simțit nevoia să te rogi la Dumnezeu? Nu că am simțit, am știut că e singura șansă. Și a fost o chestie, nu că o întâmplare și mi s-a părut mie. Nu, medicii veneau și îmi spuneau că fetița mea e o minune, care s-a născut de 2 ori, drept urmare scrie. Ea a fost reanimată 20 de minute, are nota 2 la naștere. Putea să rămână, nu vreau să zic toate diagnosticele, că nu mi-au arătat-o. Au băgat-o direct într-un incubator. Eu am văzut-o după 24 de ore. Dar copilul e perfect sănătos, pentru că o minune nu vine niciodată un sfert de minune. Vine cu totul. Uite, că tot zici de minuni, o să facem și noi vineri la emisiunea noastră, așa credem noi că e o minune, Vinerea Mare. Daria, nu? Fetița de la România au talent, care își dorea să câștige România au talent ca să poată... Dora își dorea să câștige România au talent ca să poată să-l opereze pe tatăl ei și să poată să vadă. Tatăl ei vede sub 5%. Și micuța aia s-a dus la România au talent și a zis... avea 8 ani. Și a zis, măi, fătul meu, am venit aici să câștig România au talent. Și a făcut senzația acolo cântând și a întrebat-o, dar de ce te-ai dus la România au talent? Să câștig premiul cel mare, să-l operezi pe tată. Iar noi am vorbit cu prietenul nostru, un doctor senzațional, care a intrat în toată povestea asta. Am operat-o, o să vedeți vineri emisiunea. L-am operat pe tatăl, pe tatăl fetei. Băi, deci, nu știu, vă zic așa, dar vineri o să fie tot momentul. Tu ai fost parte dintr-o minune. Da, deci noi toți aici, știi cum e? Fost înger, la un moment dat a venit fetița și a spus că vrea să facă chestia asta, dar stai să vezi. După aia am vorbit cu doctorul Holhoș, l-a operat pe tatăl ei. Primul, tatăl ei, deci nu vedea la 5 metri în față, dacă e, și cu ochelari nu vedea, deci nu vedea, sub 5% vedere. Primul lucru, după ce l-a operat pe tatăl ei, doctorul, și după ce l-a văzut, știi ce a întrebat fetița? Tată, dar frumoasă, mă vezi frumoasă. Deci, efectiv, cum ziceai tu, simțeai așa, e incredibilă toată povestea. Și cel mai tare a fost că vin și părinții să vadă telespectatorii și tatăl și mama fetei, Dorei, nu știau de ce aș dorește să ducă la România au talent. Ea niciodată nu a spus de ce își dorește. Îți dai seama că ea a luat asupra ei. La 8 ani. Tu dai seama, la 8 ani căuta să se ducă la România au talent, să se câștige, dar întreba, oai, dar ce vrei tu la România au talent? Ce vrei? Să câștig, la... dar nu le spunea de ce. Ce frumos. Da, frumos. Da, deci vineri trebuie să vă uitați, oameni buni, în Vinerea Mare la povestea asta. Rux, și tu cred că ai lucruri de astea așa pe suflet, știi? Ne-am întâlnit la o masă așa de stăinuirilor. Ce vrei să zic, măruță, de lucruri? Eu știu multe, că și cu tine am făcut un podcast în care am povestit multe. Dar fix am trecut pe vremea asta s-a întâmplat cu bunica mea, tot așa, de Paște. Doamne, eu am văzut podcastul și da, un viat. Da, am auzit. Nu, da. Am auzit, mi s-a părut minunat. Spune-le și oamenilor care poate n-au văzut ce am făcut noi pe YouTube, dar... Da, am trecut de Paște, bunica mea a murit și a înviat, adică și s-a întors și ne-a spus ce a văzut acolo. Ne-a povestit că efectiv, cum e dincolo, a intrat în o altă clinică, cred că așa se numește medical, și ne-a povestit că e super frumos acolo. Mie cred că atunci, în clipa aia, mi-a trecut frica de moarte. Pentru bunica că știi, ta... neștiind ce e acolo, da, ți-e frică. Da, era bolnavă. Sau nu vă așteptați ca să treacă prin... Nu, momentul. Nu era bolnavă, nu știam că avea niște cheaguri de sânge blocate la artere sau nu știu medical să explic.
Și atunci cred că s-a întâmplat să facă infart. A făcut infart. Dar noi, în clipa în care a făcut infart și a căzut, eu cu sormea eram acolo și am zguduit-o. Urlam după ea, o scuturam, adică... Dar ea se dusese de mult, pentru că când s-a întors, nu știu cum s-a trezit. Cred că ne-a auzit pe noi, pentru că când s-a ridicat așa, s-a uitat în jur și zice că ioi, ce bine am adormit, dar am auzit că mă strigat și m-am întors. Și noi eram... Ah. Și după aia a început să ne bucăm, când și-a revenit la spital și ne-a povestit ce a văzut, zic... Că ce frumos era acolo. Zic, unde? Că ai fost aici cu noi tot timpul. Nu, nu. Am fost în cel mai frumos loc de pe pământul ăsta, cu liniște și pace. Nu mai durea nimic, nici picioarele, nici nimic. Dar m-am întors pentru că urlați voi după mine și am zis că aveți nevoie de mine. Da, sunt multe povești. Și tatăl meu are o minune din asta superbă. Dacă suntem în săptămâna patimilor, v-aș povesti eu. Te rog. Tati la 3 ani l-au trimis acasă, din spusele bunicii l-au trimis acasă, i-au trimis să cumpere sicria și tot ce trebuie, pentru că făcuse o ciroză la ficat. Și bunica mea, fiind o femeie foarte credincioasă, a chemat de la biserică să vină să se roage pentru ei, pentru copilași, să mai încerce, doar cu Dumnezeu mai avea șansă. S-au rugat pentru tata, în fine, și-o revenit, o trăit, 50 de ani mai târziu, se duce într-o vacanță la mătușa mea care locuia pe vremea aia în Corsica și era căsătorită cu un medic libanez și, cum se întâmplă, hai să-ți fac niște controle că nu plătești, să vezi și tu cum stai cu sănătatea. Și a fost foarte emoționant pentru noi, apropo de minuni, pentru că toți medicii din clinică s-au strâns în cabinet la unchiul meu, unchiul a sunat-o pe mătușa mea, adul pe Daniel, că trebuie să povestim. Și se uitau la el așa ca la un experiment și zice, băi, Daniele, tu nu ar trebui să trăiești. Omule, ficatul tău are dimensiunea unui ficat a unui copil de până în 5 ani. Tu... La câți ani asta? La 53, cred, deci că avea pe vremea respectivă. De ani când i-a făcut... Da, și zice, tu nu ai cum să trăiești, că nu-i normal, e o anomalie. Și atunci tata și-a amintit povestea pe care i-a spus-o bunica și mi s-a părut minunat cum Dumnezeu a lăsat un semn așa de aducere aminte acolo. Și nu o ținu neapărat ca el să știe, o aflat peste ani. Și mi se pare super, da, rugăciunea are putere, credința, mai ales. Și el, practic, aduce în ființă lucrurile care nu există. Și practic el trăiește cu un ficat nedezvoltat. Da, și nu îți povestesc că îi place și lui tot ce e cu ulei, tot ce e prăjit, tot ce e interzis. Și practic el este... Da, super... da, e foarte bine, Daniel. Numai niște fire albe pe margine are așa la 63. E bine, bine. 63. Uite cum s-a nimerit să vorbim așa de minuni în săptămâna mare, da. Și să vorbim de lucruri pe care le-am trăit fiecare. Și pentru că tu, Ioana, povesteai ceva mai devreme că intri și te cerți cu fanii lui, cu fanii Madonei, cu haterii Madonei. Și acum da. Cu mine, la eu. Rux se ceartă cu, ea, cu haterii lui Britney Spears. Deci eram odată la un eveniment și cu niște fete și o zici ceva de Britney. Și zic, dacă ai ceva de Britney, zici de nașpa de Britney, eu plec acum. Eu vreau să vă spun ceva, am o rugăminte, dacă se poate, la toți telespectatorii noștri, să nu se ia vreodată de Celine Dion sau de Ed Sheeran. Tu ești cu ei? Da, la doar pe Ed. La doar pe Ed Sheeran? Da, e cel mai tu frumos. Tu uite-te un pic la televizor, tu ai văzut că Ed Sheeran e cu noi în platou? Unde? Uite-te aici, hai, Ed Sheeran e cu noi în platoul emisiunii. E și cu Andreea Marin. Uite. Bun! Vai, cântă-ne, te rog! Dă-i chitara! El este Florin Scrob, prietenul nostru, am fost la un dat la ceva filmări în Italia. Bă, și seamănă cu Ed Sheeran, dacă vezi un pic și cu părul mai dezordonat, un pic așa, și cu o chitară în mână. Ia, Ed, ia să vedem. El e Ed Sheeran, uite-l ăsta, mă! Da, uite-l, mă, pe Ed. Eu zic să profite. Știu că ea pune poza cu Ed Sheeran. Ia stai să vezi, stați să vedeți. Da. Ai găsit-o? Am fost la concert acum. Ai fost la concert? Vine și în august. Vine acum. Iată-l, mă, Ed Sheeran e la noi în platou, oameni buni, ca să nu uite, ce uite. El e, mă. Băi, uite-te, mă, nu e unul la unul. Și o poză cu tine, Peter, de pe margine. Deci te rog frumos, nu te mai tu de pe margine, lasă Zulufia, da? Adică e spre binele tău. Așa, perfect, uite-l. Deci vreau să vă zic, oameni buni, ca să înțelegeți cine e în spatele camerelor la noi, da? Ed Sheeran și Celine Dion, băi, oameni buni, a venit din Belgia, a avut concert acolo. Uite-te la televizor, Celine Dion is here. Wow, da, pe bune. Băi, Celine Dion, hello Celine. Păi ce facem noi la bază? Haideți, deci ce căutăm noi aici? Deci, uite-te la poza asta cu Celine Dion. Și cu Celine Dion de la noi din platou este mama prietenei noastre, Ines Tana. Este medic stomatolog în Belgia. A venit în perioada asta sărbătorilor aici. Sărut mâna, aveți microfon? Ați venit acasă la dumneavoastră, ați venit acasă la mama dumneavoastră, nu? Da. Sărut mâna, ați venit acasă la mama dumneavoastră? Vorbesc. Da, am venit. Sunteți plecat în Belgia de cât timp?
Din 2012. Din 2012? Da. De aproape de o viață, de om, dacă stai să te gândești, da? Și acum a venit în România pentru sărbători să-și vadă mama. Și seamănă leit cu Celine Dion. Da, chiar. Așa, da. Chiar nu, uite, uite pozele astea două. Uite aici. Știți să și cântați? Nu. Ah, păcat, chiar că făceam un concert acum. Iar să vedem. Dar Titanic-ul de câte ori l-ați văzut? De nenumărate ori. De nenumărate. Uite-te aici. Exact. Trebuie să-i facă Ines niște videouri cu playback. Băi, dar uite-te, nu seamănă, deci dacă coafăm, perfect. Ines este colega noastră, prietena noastră, oameni buni, Ines Stana. Este pe TikTok, o găsiți acolo, Ines Stana. Ines, te pupăm. Mulțumim mult de tot. Ines, cu cine seamănă? Pentru aceste două minute de faimă. Cu actriță, dar nu știu cum o cheamă. Este actrița aia. Pe actriță? Da, e ceva care e acum... În vogă, să ne scrie telespectatorii, da. Perfect. Da, cu cine deci la noi în emisiune, oameni buni, iată, Ed Sheeran lângă Celine Dion, eu zic că ăsta e nivelul la care a ajuns această emisiune. Da. Starurile mondiale să stea în spatele camerelor de filmat aici la emisiune. Și să discutăm noi. Ce zici, mă, Ioana? Alt nivel, alt nivel. Ce faceți de sărbători? Păi eu mă duc acasă, la Sibiu. Da, te duci la părinți? Da, și mă întorc marți. Mă întorc luni, ca marți să fiu aici. Eu o să zic în emisiune. Mami, o să venim, dar de Paști o să fim acasă, o să fim la soacră. La? La soacră. Și vai! De stai tu, a fost mama ta acum în direct. Da? Că nu te duci acasă la ea și ba că da, te duci la... Acum după emisiune plec. Tu ce crezi? Am venit numai pentru emisiune înapoi. Zic, stai un pic, pe ce o anunț pe mama ta? Păi mami te anunță aici, adică venim azi, ajungem de seară, dar plecăm bine. Adică pe o anunț pe mama ta, că ai ales-o pe mama soacră de Paști. Mie mi-e frică de maică-na tu și la vârsta asta, liniștește-te. Măi, vezi că eu m-am scos cu asta, că eu mă duc marți, la sâmbătă mă duc la soacră și duminică mă duc la ei mei, dar știi de ce? Pentru că am făcut planul cu să mai mergem la ei mei cu vreo săptămână, ce, cu vreo 2-3 săptămâni înainte și au venit acum părinții lui Cristi, că ai, nu veniți și la noi? Poi zic, dacă n-a zis prin cine a zis primul? Deci poți și tu așa... Sunt unii în Târgu Jiu, unii în Baia Mare, adică sunt și foarte aproape, cum ar veni. Da. Eu zic, oameni buni, să fiți aproape de cei dragi, să vă bucurați de sărbători, să trimiteți un mesaj și dacă vă înțelegeți cu ei. Unde te duci? Ce? De eu nu fac nimic. O să mă cer cu familia, 100%, adică asta o să fac. Hai mă, de ce te ceri, mă? De ce să ceri? Păi atunci te cer. Mă rog, ție nu trebuie multe motive. Eu nu trebuie multe motive, dar da. Perfect. A dat cineva mesaj și aș vrea să-l cit. Am ales-o pe Ines. Inesia? Ia să vedem. Cu cine seamănă? Ia uite. De ce să vedem? De ce ai făcut? Ai dat pe inteligența artificială cu cine surpriză, ia. Ia surpriză. Ia Ines să vedem. Uite-te în cameră tu în față, Ines. Dacă vrei picicea urâtă. Da mă, seamănă. Da, măi. Rebecca Ines, stai aia. Poți pără un pic, dă-l după ureche așa. Hai, Ines, hai de deci că tu ești. Deci cu cine seamănă, stai practic? Stai acolo, că să ne uităm la niște tine. Niște lentile trebuie, atât. Dar nu știu. Ciucă, cu cine seamănă? Rebecca Hall. Nu. Actriță. The Town, filmul cu Ben Affleck. O colegă de ai văzut filmul ăsta, Ines? Nu. L-ai văzut? Din păcate, nu, dar o să mă uit la el. Cum? O să mă uit la el, nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Deci ce film? E bucuroasă că n-au pus-o bunică. Ok. Nașul. Perfect, ok. Bă, toți colegii noștri seamănă cu câte vedete internaționale. Da, Catalin, eu zic că seamănă cu Costel Biju. Tu? Da. A mai venit și pe intern pe aici. Am un mesaj, Mișu, aș vrea să-l citesc. Măruță, regret să-ți spun că nu este frumos să forțezi pe colegul tău să renunțe la această haină. Ai făcut mereu insinuări ca să-l obligi să-ți o dea ție. Te rog să înapoiezi haina așa cum ai promis după Paște. Doamna Doina din Sibiu. Am să zică lumea că vrut să te supărăm. Uite aici, doamna Doina din Sibiu. Bă, Mișule. E, important este să nu-mi cer și tricoul. Bă, Mișule, bă, deci doamna Doina, doamna Doina din Sibiu. Să știți că o duc și la curățătorie. Nu, și trebuie să o lași așa. Nu. Ea cu cât este mai purtată și mai mototolită, cu atât e mai frumoasă, să știi. Bine, îi place și parfumul tău, Cătălin. Aia nu mai zic. Da, da, da. Bun. Bă, sunt multe mesaje de la oameni care au trecut prin stări asemănătoare. Fetelor, vă mulțumesc că mai rămâneți cu noi? Mai vreți să mai stați cu noi? Măi, eu trebuie să o arătăm pe Rux. Nu, e săptămâna mare, o să-mi iau hate, lasă-i. Hai măi, nu se poate, vreau și eu să mă îmbrac așa data viitoare după publicitate. La emisiune. Ne întoarcem după publicitate și decidem imediat și după dacă aia le spun e ok eu dacă să o arătăm au întrebare, dacă are sau nu. N-are, eu le-am văzut de aici, le zic. Revenind după publicitate, credeți-mă că nu e ușor cu trei dive. Ne întoarcem imediat. Nu era motiv.